Salve dudes și bine ați venit la un nou episod de Farming Simulator 19 semi roleplay pe Barbă Neagră. Ei bine, am închiriat o grămadă de utilaje și am reușit să cumpăr și parcela aia, ferma plus parcela de lângă, ferma cu văcuțele de care vă spuneam. Am ajuns la un compromis. Uite cât m-a costat toată treaba asta, ca să vedeți și voi. Treaba cu ferma m-a costat 252.000 de euro, omul o vindea la 300.000, dar vă spun și ce l-a făcut să lase la preț, pentru că există totuși un mic dezavantaj pe care îl avem la ferma asta și de asemenea parcela din față, adică 75, este tot a mea. Am luat-o pe asta pentru că este un pic mai lată, astfel dându-ne nouă puțin mai mult spațiu cu care să lucrăm. Ei bine, semănătoarea asta mare cu tot cu raba, 300, nu are ce căuta în ferma asta și o să încep să mut din lucruri. Așa că primul lucru în ordinea de astăzi este să mutăm utilajele și după să ne ocupăm de animăluțe. Pentru că da, am cumpărat niște văcuțe și aici vine dezamăgirea mea în legătură cu ferma asta, și anume că nu este un graj foarte mare. Ferma a venit cu un graj relativ micuțel, credeam că în interior există un spațiu mai mare pentru văcuțe, dar se pare că nu a fost așa. Și nu m-am încăput decât vreo 15 văcuțe. So, yeah. O să producem niște lapte, doar că nu la cantități industriale. Pentru ce am eu de gând, o să trebuiască un nou spațiu în care să cumpărăm probabil și mai multe văcuțe, bineînțeles, să facem noi un graj, să-l punem și așa mai departe, unde putem să creștem ceva consistent, pentru că 15 văcuțe clar nu o să ne ajungă, după cum bine vedeți aici. O să trebuiască să angajăm pe cineva să instaleze acolo irigația la văcuțe, să avem apă constantă, și de asemenea deja m-am pus pe treabă pentru a le face mâncăriță. Avem balos de silici pe care nu îi voi mai vinde, îi voi păstra. Și de asemenea am închiriat niște utilaje pentru a întoarce iarba să se usuce, astfel obținând fân pe care după aia trebuie să-l strângem. Am luat utilaje toate cele ca să putem face și noi rație mixtă. Am mai făcut niște cumpărături, de asta vedeți sus aici că bugetul meu nu mai este atât de mare. Nu avem în momentul de față decât 134.000 de euro. Pentru că am mai cumpărat atât, am mai trebuit una alta. Mai ales un malaxor pentru a amesteca paiele, siligiu și fânul, să facă rație mixtă. Am dat bani și pe ăla și na, s-au dus bănișorii, mai ales cu ferma plus terenul. Stai așa că intru și eu prin față dacă tot se poate. Acum avem cheile pe peste tot, putem deschide orice garaj ferm. Ce fac e? Care? Domnul! Se pare că și în satul ăsta sunt nemernici. Ai și atate, o ce frumos avem așa. Mă simt un pic ca Escobar, știi? Că avem drum mare până la casă. Deși casa e pe stânga, dar pe mine grajdurile mă interesează aici. Așa, acum hai să vedem ce avem pe aici și unde putem parca noi raba. Aici avem un spațiu. Aici a fost fostul lor mechanic shop. Deci practic aici era un hambar în care își țineau utilajele pe care le reparau. Și aici ce mai avem, să vedem? Un garaj mare prin care putem trece. Ăsta e super. Ok, le ador pe astea. Avem și la mecanic și o posibilitate asta, doar că nu atât de frumos ca aici. Și astea sunt văcuțele. Avem câteva văcuțe care se văd și prin perete, după cum bine vedeți, peretele nu este foarte gros. Și astea sunt joienile, 15 la număr. Și avem posibilitatea aici să și instalăm irigația. O să trebuiască să vorbesc cu cineva din sat, probabil, ca să vină să ne rezolve. Și putem intra pe o parte și pe cealaltă, iar în partea asta, aici vreau să vă arăt o chestie interesantă. Mi-a plăcut mult treaba asta. Și anume că avem două rezervoare cu ăla așa frumoșelos din aluminium, speciale pentru a încărca laptele și a-l depozita aici. Nu avem multe ore la dispoziție, deci trebuie să-l depozităm și după aia să-l încărcăm foarte, foarte rapid, să-l ducem la fabricuță, dacă reușim să-l vindem undeva, că după aia se strică. Laptele are o longevitate înainte să fie fiert foarte, foarte mică. So that's no bueno. Așa că, da, o să trebuiască să ne grăbim. Cred că o să le bag, nu știu unde, într-unul din garajele astea, pentru că raba e destul de mare. Cealaltă garaje pe care le-am pe aici sunt cât de cât cam mici. Mie unul așa mi se par. Știi ce? Hai să băgăm aici mechanic shop-ul. Dar dacă vin și bag aici, cred că ar fi mult mai ok. Da. Fii atent. Venim cu alea așa pentru că terenul pe care eu o să lucrez e foarte, foarte aproape. De asemenea, am vorbit cu primarul și în episodul de astăzi, dragilor, o să rezolvăm o problemă care mă sâcăie pe mine de foarte, foarte mult timp.
Așa, cred că dacă lăsăm semănătoarea aici. S-a blocat semănătoarea în peretele ăla. Stai așa, hot, ok. Pe mijlocus. Lăsăm semănătoarea aici și băgăm raba fix pe lângă. Bă, semănătoarea nu prea intră aici, mă. Da, mă, nu intră semănătoarea, fii atent. Atinge partea de sus, ok, ok. Atunci găsim altă locație pentru semănătoare. Unde, nu știu. Cred că cel mai bine ar fi să venim cu alea. Ia să vedem, orientată fix spre terenul pe care noi îl vom lucra și îl băgăm în semi-hambarul ăsta, ca atât că intră, atâta băgăm. Uite cu alea. Ușurelos. Direcția asta hidraulică îmi dă de furcă de fiecare dată. Cam atâta. Și băgăm niște... Ai, că a intrat. A intrat aproape toată semănătoarea. Mă gândeam că intră decât jumătate, dar nu. Se pare că a intrat toată. Și avem și raba aici pregătită pentru a semăna terenul din față, pe care noi avem poplar. Din păcate, nu pot folosi poplarul ăsta, pentru că nu-s nebun la cap să mai fac din nou poplar, dar ce voi face e că voi da cu discul peste, astfel tot ce a crescut acum din poplarul ăsta se va duce în sol și îl va fertiliza. Așa că vom folosi cultura actuală și la ceva bun. Bun. Avem raba aici, hai să luăm și alte utilaje. Aici la magazin avem ansamblul ăsta de utilaje. Avem în fața acolo malaxorul. Avem aici un loading wagon pentru iarbă, pe care îl voi duce pe terenul cu iarbă și îl voi lăsa acolo. Și avem și un tether pe care o să trebuiască să-l punem la treabă. Mahindra asta se pare că trage Edita mai monstru în spatele lui și se pare că are un pic de probleme. Ia uite, nu pot să depășesc o viteză foarte, foarte mare. Cam 10 km pe oră e limita, dar mă mișc, ușor, ușor mă mișc. Mă mișc, asta ca să economisesc un drum cu tractorul. De asta fac treaba asta. O, ușor! Am lăsat lemnele în spate pentru extra tracțiune, dar se pare că nu. Trebuiau mult, mult mai multe lemne. O, ușor! Mergem pe drift, zici că mergem pe gheață, așa se simte. Lol. O, domnul! O, ușor, fugi la stânga, că eu vin cu Dita mai mastodontul pe aici. Lels. Merge fanii așa într-o parte. Hai, mă, să-i dăm blanao. Fii atent, îl orientez în față. Am zis să-l orientez în față. Și apăsăm doar în față, să vedem. Pe pedală. Să vedem aia că duce. Aaaa, m-a întors trotuarul. Firar el să fie. Bun, hai să-l parcăm aici. N-are rost să-l ducem în altă parte. Aici e de ajuns. Ușurelus. Pac! Merem la magazin pentru celelalte utilaje. Platforma este mult prea grea pentru Mahindra, așa că o voi lua cu Romanul pe aia și o voi duce. Dar cu Mahindra mai avem eu ceva de dus aici. Da, așa, că aveam aici o chestiune. Aveam tenderul pe care vreau să-l iau, nu știu dacă merge cu plat. Ia să vedem aici. Băi, extraordinară mașinuța asta. Merge demențial, deci e clar cea mai bună mașinuță de transport de colo-colo. Ok. Hai să vedem. No, 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 închide-te! Închide-te, ce e asta? Ok, atinge un pic acolo jos și mi s-au aplatizat roțile, din spate rău de tot, dar cred că o să ajung. Hai că merge, hai că merge! Oh, shit! Ah, am crezut că vine spre mine mașina asta, că cu siguranță nu putem să o colesc. Bă, măcar nu mai driftesc în halul ăla, ceea ce e mult mai ok. Oh, s-a blocat într-o groapă! Atinge partea aia de jos de acolo. Mi-aș fi dorit ca la Mahindra punctul de cuplaj să fie un pic mai sus. Astfel aș fi putut eu cărea mai multe remorci. Dar na. Ai! Atâta s-a putut. Și pe ăsta îl vom lăsa tot aici, pentru că iarba pe care am omis-o aici, am omis-o intenționat și am lăsat-o pentru a fi întoarsă, ca noi după aia să o transformăm în fân. Așa, ce mai avem la magazin? De fapt nu știu dacă mai avem ceva la magazin, și sincer s-ar putea să mai avem în fermă. Așa, o să merg acum la magazin pentru a lua și platforma. Avem multe lucruri închiriate, așa că trebuie să mă grăbesc să terminăm treaba cu ele pentru a le... Oh my god, doamnă! Oh my god! Oh shit, sper să nu fi văzut cineva asta. Jesus! Uite-mă de coza astea! Ai de Karen! Uite, la freză e fix o Karen. Oh shit, nu știu cum să rezolv aici. Asta e așa, asta e așa, asta e așa, asta e așa. Avem un tractor cu front loader pe aici? Nu, cred că singurul e la teren. God damn it, man. God damn it, God. Hai să luăm pe ăsta atunci și îl împingem un picuț. Uite-te și tu, când intervii... Ah! Cum îți strică planurile una, măi.
A, uite, mă, mai avem o de asta de semințe aici. Shit, am uitat de ea. Trebuie să vin să o iau. Cred că o să vin să o iau cu Mahindra. Și o încărcăm în spate cu un front loader și cam aia a fost. Vă dați seama ce fain ar fi fost ca Mahindra să fie avut front loader? Ar fi fost ceva interesant. Da, și să vedem dacă putem să-l împingem pe ăsta. Un picuț. Aș. Oricum, mașina asta cred că e de mult. Aici am tot văzut-o prin parcare și nu cred că e a cuiva. Cred că e a nimănui mai mult. God damn it, man, nu merge. Fii atent, fii atent, fii atent. Well, shit. Oh! Oh! Suntem pe limită. N-ai văzut nimic, domnul, n-ai văzut nimic. N-ai văzut nimic. Hai cum Mahindra să parcăm aici. Ați? Și cred că mergem cu tractorul ăsta, dacă tot l-am scos din fermă. Oh! Doamnă, bă, au ceva femeile astăzi, pe cuvântul meu. Vor să fie accidentate. Dar cu tractoarele nu e de glumit. Așa, mă, fraților, să mergem cu romanul, să mergem cu tractorul, nu știu care să merg. Că pe ambele trebuie să le transport sau, na, nu prea contenește. Hai să mergem cu tractorul, că totul avem aici. Bun. Am pus aici opritoarele la roți, să nu alunecăm și să procedem. Platforma asta e foarte frumoasă și merge de fiecare dată. Băieții au mai multe platforme la magazin, dar pe asta o aleg tot timpul. E genială, chiar dacă nu e chiar atât de mare. Ai șetat. Oh, se pare că mi-a crescut iarba. Nice! Asta înseamnă că o să trebuiască să mai închiriem niște utilaje pentru tăierea ierbii, pentru că nu am. Dar cred că nu o vom face acum. Deci iarba asta pe aici o să trebuiască tăiată. Cred că o să o întorc și o să obțin fân din ea. Și după aceea o să o păstrez pentru o rație mixtă pe viitor, pentru că eu clar vreau să fac mai mult lapte și asta înseamnă să cumpăr și mai multe văcuțele. E 2500 de euro o văcuță, deci nu e ieftină deloc. Soia. De asemenea, aș putea toată iarba pe care o am pe terenul ăsta să o duc în bunker, pentru că în momentul de față avem un bunker. So, yeah, am putea face și chestia asta și ar fi un câștig. Un câștig destul de mare. O chestie nasoală care ar fi e că nu prea am spații drepte pe lângă fermă și astfel nu pot să mă extind tot aici cu un alt țarc de văcuțe, deci o să trebuiască să cumpărăm o zonă în altă parte, bănuiesc. Da, na, nici la ferma asta de unde noi am plecat nu aveam, so, yeah. N-am pierdut nimic, doar că nu am câștigat ceva, că mai e belea alea. Ai, și e tot, gata, hai că l-am adus și pe ăsta. Perfectos. Revenim când îl aducem și pe celălalt. Așa, am adus și UTB-ul aici. Nu știu exact unde să-l parchez pe ăsta. Cred că-l bag într-unul din garajele astea mai micuțele aici. Și da, o să trebuiască să-l folosim. O să trebuiască să mai cumpăr niște remorci de-astea. La magazin știu că nu mai au, așa că poate găsim la altcineva niște remorci de-astea. Da, așa că asta are direcție pe ax. Pe axul din față și e super mega dificilă de parcat. Exact ce ziceam. Aha, aha, god damn it. Bro, e foarte dificil asta de parcat. Hai. Reușesc, reușesc, am încredere în mine. Hai că am mers. Gata, op, shit, nu pe ăla vreau să-l decuplez, stai așa. Pe ăsta vreau să-l decuplez. Așa, tatile frumos. Ba, acum, hai să dăm jos și malaxorul ăsta de rație mixtă. Așa. Altceva, tati. Altceva. Și de asemenea, am angajat pe cineva și mi-a adus aici foarte, foarte multe semințe, așa că ne putem pune pe treabă. Adică să semănăm. Bun, stai așa să vedem unde punem ăsta. Cred că lângă văcuțe pe undeva ar trebui să-l punem. Păi intrarea la văcuțe poate să fie și pe partea și pe alta. Cred că aici e cel mai în regulă. Avem un spațiu foarte mare și cred că aș putea să las pe oriunde pe aici. Cred că e în regulă. Uite, putem să-l băgăm chiar acolo în garaj. Bun. Hai să desfacem astea din spate. Așa. Aici e o problemuță că... Da. Am ăsta întors invers. Și nu e bine deloc. Stai așa. Nu pot să-l vroiam. Ăsta, așa, și plecăm cu atașamentul de forestry, pentru că v-am spus, avem o treabă și am luat un atașament ăsta de forestry ca să cărăm niște lucruri. Așa. Și acum nu știu cum să-l dau pe ăsta jos, pentru că și deoarece l-am încărcat dubios. You see?
You see? Ai belelea mea. Stai să vedem, poate putem să-l împingem un pic. Dacă nu, o să vin cu front loader-ul. Un pic împins, așa. Se pare că merge. Dar nu urcă roțile din... Oh, ba da, am urcat. Hai, tati, hai. Mamă, ce mizerabil e asta. Trebuie să aducem și pressure washer-ul din ferma cealaltă. O să mai cumpărăm unul. Vedem cum ne ține bugetul. Ha? Acum cred că pot să-l cuplez. Da. Hai să-l cuplăm și luăm așa. Mult mai eficient, zic. Așa, și pot să-l bag în garajul ăsta din dreapta. Așa, tati. Când avem noi resursele necesare, adică paie ne mai trebuiesc, o să venim să facem rație mixtă, să hrănim și văcuțele cum trebuie. Așa, și tractorul ăsta o să-l... Știi ce? Nu cred că o să duc cu tractorul ăsta înapoi platforma. O să folosesc Mahindra pentru treaba asta, pentru că mă duc mult, mult mai repede. Bă, băieți, deci rupe Mahindra asta, auzi tu. Bro, ia uite, 80 km pe oră în momentul de față. 90 într-o secundă, oh my god. E o plăcere să mergi cu ăsta, atât încât ai foarte multe UTB-uri, clar, și nu depășești 50 de km pe oră. Să mergi cu 90 e ceva. Așa, tati, și cu asta ne întoarcem să ducem platforma, după care, bineînțeles, trebuie să mergem și să tăiem și noi cei doi copaci care ne încurcă de atâta timp, de prea mult timp, de fapt. Așa, pe cuplaj, jap, astăzi a fost o zi de relocare, așa se numește, o zi în care ne-a mutat toate utilajele la noua fermă și ați... Venim de hack și unui inamic de foarte multă vreme. Adică copacilor ăstora doi, o să vi arăt dacă nu știți despre ce e vorba. Și mai am unul pe jos, pe undeva pe acolo, care e cam sudat de pământ ăla și o să trebuiască cumva să-l luăm. O să vorbesc cu primarul și despre el, să vedem dacă are el vreo idee. Mă, ăsta nu merge ridică mai sus, nu? Da, ar fi fost frumos. Se pare că Mahindra, dacă are ceva atașat în spate, nu mai are fâșnețeala aia pe care o avea înainte. Dar vine acum o vale și e în regulă. Bun, hai că ne întâlnim ca să facem mai... Opa, accident, motherfucker! Ia uite, bă, cum fuge! Băi, mi-a stricat ceva, mă? Ah, că mi-a dat-o bine. Mi-a dat-o unde nu s-a putut strica, noroc cu grilajele astea de protecție. Holy shit! Băi, tot în satul ăsta și mai măgar, pe cuvântul meu. În satul ăsta și mai măgar. Bine, naibii, că m-am mutat de aici. Ciao, fraților. Am dus și Mahindra, am înapoiat acolo platforma la magazin și acum să venim de hack. Avem un copac aici care pe mine mă deranjează de foarte multă vreme și eu planuiesc să mai fac forestry, așa că o să mai trec pe aici. Avem permisiune de la primar să-l tăiem, așa că asta voi face acum. Și mai am un copac mai în față care tot așa îmi stă pe chelie. O să trebuiască să-i tăiem un picuț crengile, să nu... mă rog, să poată fi transportat, că e un picuț cam mare. Așa, și un pic de aici. E, acum e partea nasoară, că tipul ăsta de copac vine super mega ramificat în partea asta și trebuie să tai într-o mie de crenguțe. Uite, și mai are în două aici. Una. Uite, mai are una chiar aici. Stai așa. Și aici. Așa, tata, frumos. Bun. Avem aici crenguțe. Pe astea le lăsăm, că nu mă interesează. Vreau doar să scap de el. Hai să-l ducem pe ăsta. Și am aici, de asta am luat utilajul de forestire, adică acest scârlig cu scripet pe care îl folosesc să trag copacul. Normal ar fi trebuit invers, dar cred că o să întorc tractorul după aia. Bun, să sperăm că merge. Așa că nu știu exact cam cât de greu e copacul ăsta, cel puțin mie unul îmi pare foarte greu. Dar mă bazez pe UTB-ul să nu mă dezamăgească. Ăstea mici le-am luat, ok, ia să vedem, trage? Oh, da, se pare că trage, ok, o să întorc aici. Hai că nu vine nicio mașină. Un pic aici pe la vecinul prin Popușoi. Așa, mă, fraților, mă, și gata. Cum am eliminat și noi copacul ăsta care îmi dădea atât de multă furcă. Oh my god. Așa, și pe ăsta trebuie să-l mai elimin de aici. Ăsta este al doilea care mă încurcă. Și mai am unul, de fapt, aici. Despre ăsta n-am vorbit, dar cred că-l iau și pe ăsta, că știi așa. Primarul a zis, bă, dacă încurcă drumul, trebuie să neapărat înlăturați. Așa că dacă o faci tu, e și mai bine, că nu o mai facem noi. Nu că ar fi făcut-o ei, dar în fine. Bueno.
O să luăm banii pe ăștia după aia, să vedem dacă se acceptă tipul ăsta de lemn, că na. E un picuț mai nasoliu. No, bun. Can't winch, turn on login, winch first. Come on, man, cum așa ceva? Stai așa, unde era, mă? Pe butonul ăsta. Aș. Ca să putem să luăm și pe cealalt. Oare să fie totuși mai... Na. Mă gândeam oare dacă se mai merită să mai tai crengile sau să luăm direct tot copacul așa. Dar cred că cel mai bine ar fi să tăiem crengile, că așa mi se pare că e prea lat copacul pentru drumul ăsta. Așa, să luăm pe ăsta că e mai aproape. Fuck it, hai să luăm pe ăsta. Să orientez tractorul cu spatele ca să pot să-l cuplez mai ușor pe îl pom. Așa, și hai să o luăm aici la tăiere. O să cadă un pic în teren. Dar nu vreau să stric asfaltul. Mai bine stricăm un picuț din porumbi. Aoleu, vezi, ăsta nu prea a căzut bine. Nu prea pot să-l tai acolo că nu-mi dau voie porumbi. Hai să luăm cu totul. Hai să încercăm. Dacă merge, dă bine. Dacă nu, măcar îl tragem un picuț spre stradă și îl tai aici. Ok. UTB-ul se pare că îl duce. Ideea e dacă se blochează pe aici sau nu. Ok, am atins câțiva copaci, dar fără să ne blocăm, ceea ce e în regulă. Pobines! Hai că am prins și viteză, suntem aproape la viteza maximă. That is a bueno! Așa tot, ia uite ce frumos, hats! Așa să-l decuplez. A, păi așa o să le iau și pe celălalt. Nici nu mă mai chinui cu a tăia crengile. Să vedem ce facem cu rădăcinile, că eu am zis că elimin și rădăcinile. O să bag drujbaniele pentru a le toca cât mai mult cu putință și poate scăpăm de ele, așa? Ca să întrebească să mai facem un stamp removal. O să ne mai coste și ăla, o să ne mai ia timp. Ia, hai să încercăm aici cu drujba. Unde l-am tăiat, mă, pe ăsta? L-am tăiat atât de jos încă nu văd, mă, nu, uite la aici. O, uite la cele și aia. Hai, așa să îndepărtăm. Hai, Bărsanco, gata, mă. Hai că am băgat drujbanier și l-am mărunțit. Așa, și mai avem unul pe ăsta. Și gata, în sfârșit putem avea și noi cale liberă fără să mă mai blochez în copaci ăștia. Așa. Stau unde să-l punem. Hai să facem să cadă tot așa pe lângă stradă în partea aia. Ăsta e mai nasol un pic. Ăsta e prea gros la bază. Merge tăiat decât de aici, se pare. Ok, și-l și prind înainte să cadă. Hați, let's go. Let's go. Amă că l-au luat. Bă, ce trage UTB-ul ăsta, mă? Surprinzător. Uite, deja am prins viteză, dar fii atent că s-ar putea ca lanțul să fie prea mare, prea larg și să se blocheze. Hai, Bărsane, hai da. Hai că poți să-l tragi. Lol, zici că vine după mine copacul. Așa, mă, fraților, mă, pun pe ăsta aici și gata, am terminat și noi cu problemuțele. Ajuns, a ajuns. Hai să le și vindem. Bă, 4000, nu-i de acolo, mai avem pe aici câteva crenguțe, pot să le las. Când mai vine o să mai vând niște lemn, o să le vând și pe alea. Deocamdată nu-mi trebuie. Hai acum să nimicim rădăcinile alea rămase. Avem câteva rădăcini, două parcă mai avem acolo. Și trebuie să le eliminăm și pe alea și gata, putem declara jobul ăsta finalizat. Nu avem remunerație de pe urma lui, dar, hei, am luat ăștia 4000, care nu-s de acolo. E regulă. Este aproape jumătate dobânda zilnică pe care o plătesc la bancă. So, nu-i de acolo. Chiar nu-i de acolo. Ăsta s-ar putea să fie un picus cam mare pentru drujba. Hai să încercăm. Hai, mă, că n-a fost. Hai că e în regulă. Hați, gata, l-am eliminat. Mai am o rădăcină în față. Și asta să ridic asta din spate. Acum eu mi-am cumpărat propriul meu cârlig, așa că nu mai trebuie să mai închiriem cârlig de pe niciunde. V-am spus că plănuiesc pe viitor mai mult forestry și vreau să am utilajele mele, practic. Să mai plătesc închiriere. Gata! Am rezolvat-o! Hai să vedem pe unde le parcăm pe astea. Și după aia am foarte, foarte multe treabă. Da, mă, și trebuie să mai rezolvăm și situația asta aici, că e de prea mult timp și mă buzeie și asta. Și după aia o să trebuiască să mă duc la iarbă, să termin acolo terenul. Dar, înainte de asta, o să-l plantez pe ăsta aici.
Deci, da, o întreagă nebuneală, foarte mult de lucru. Unde să punem ăsta? Cred că o să-l pun aici, fii atent, un pic la vedere. Oi de coreaș. Cred că-l văd aici, sper să nu uit de el. Bun, băgăm UTB-ul aici și hai să mergem să punem raba la treabă. Și tot. Un pic mai sus. Ala a fost. Bun. Și acum facem pornirea la rabă. Luăm semințe dacă mai e nevoie. Nu știu sigur dacă mai ajung mie câte am eu. 3 tone de semințe parcă în semănătoarea asta. Și bineînțeles că vom pune grâu de data asta. Celebrul, vechiul și clasicul grâu. Avem grâu? Avem. Avem 2 tone 696. Bă, cred că mi-a ajung. Acum vom vedea. Vom vedea. E puțin nasoliu terenul ăsta, chiar dacă el e foarte mare. Avem copaci până în marginea lui, so that's no bueno. Avem chiar o parte inegală pe partea asta. Și nu știu ce să fac aici. Cred că toți copacii ăștia ar trebui îndepărtați pentru a nu mă bloca în ei. Dacă vin cu fertilizatorul, eu am brațele foarte mari la sprayer și tind să se blocheze în copaci. Ori pictez, ori plantez, vreau să spun, iarbă pe margini, ori elimin copacii. Ceea ce o să fie un pic de muncă la eliminarea copacilor, dar nu chiar atât de multă, pentru că stăm relativ aproape de somil și putem vinde imediat copaci. Dar trebuie să-i transportăm până acolo, aia e partea nasolie, știi? Bun, hai să deschidem semănătoare, să ne apucăm de treabă. O să fac prima dată parcela asta. Dachilișa. Hați, ok? Punem jos. Am pornit, ia auzi cum face motorul, ia! Lele! Holy shit, ok. Mamă, acum e pe deal. Și nu știu sigur dacă urcă și dacă urcă, cum urcă? Mai e și problema asta. Adică până acum văd că se descurcă bine. Dacă urcă el pe dealul ăsta, e în regulă. Oricum avem mai mulți cai putere decât necesari pentru semănătoare și am luat special pentru treaba asta, adică să urcăm dealuri pentru că știam că o să avem și alte terenuri în deal cumpărate. Bun, fraților, păi eu o să stau toată ziua aici, e ora 3:17, până diseară o să muncesc aici și după aceea trebuie să mai fac timp și de iarbă pentru a întoarce iarba și a transporta baloții, așa că avem data viitoare ce face, să dăm și mâncăriță la văcuțe. Bun, cred că o să aleg circulară deocamdată și pe aia eventual fac colțurile. Cred că mă descurc, auci, cred că mă descurc mai bine pe circulară. Decât să pierd timp la întoarceri, mă refer. Bun, aici o să rămânem. Sper că v-a plăcut episodul de astăzi și noi ne vedem data viitoare. Și până atunci, numai bine, salutări, pa, pa! Dă-le, băi!